tot mergeam pe stradă, mai vedeam colegi de la alte licee, cum se plimba cu motocicleta. Maica mi-a fost de acord, deoarece și ea voia să meargă cu motocicleta, să o car cu motocicleta, dar acum cum am luat permisul și am și motocicleta, este frică și nu vrea. Iar taică-miu nu a fost de acord la început, pentru că el, cum are carnetul de 20 de ani, știe cum e în trafic și era frică pentru mine. Dar după o lună, două, am reușit să-l convingem. În afara orașului este mult mai simplu, deoarece ai un singur drum, iar cel mai rău lucru este să-ți iasă un animal în cale. Îmi plăcea să stau și în față, în partea pasagerului. Mă uitam din când în când și mai vedeam care oamenii care nu conduc bine și mai fac greșeli, dar nu mă așteptam să fie chiar atât de greu încât trebuia să fiu atent la fiecare străduță secundară, unde a trebuit să pot să trec fără să iasă cineva în fața mea sau să merg pe banda mea și cineva fără semnalizare, fără să se uite să vrea să intre lângă mine. Se întâmplă să iasă și pur și simplu să spună că nu te-am văzut, chiar dacă îi și claxonezi dinainte și na, nu sunt chiar atât de mic. Na, unii șoferi se cred superiori, mai ales față de motocicliști și pur și simplu văzându-i mici cred că pot să fac orice și că motocicleta este mult mai mică și te poți strecura ușor. În orașele obișnuite cu motocicliști, mașinile sunt obișnuite să lase un spațiu între ele pe mijloc, încât motocicliștii, bicicliștii sau alte persoane să poată să treacă printre. Ce este fain în a avea o motocicletă este să te cari cu prietenii sau să participi la parade. Ce-mi place în a avea o motocicletă este faptul că pot să merg pe oriunde și că mi oferă oarecare independență.